În primul rând, bine ați venit și bine v-am găsit la această întâlnire. Nu e prima dată când mă aflu aici și în această plăcută ambianță a Școlii Brâncovenești, dar înainte am fost doar ca invitat, ca spectator. Este prima dată când mă aflu, să zicem, ca element activ al inițiator al unui proiect cultural. Eu am crezut inițial că vin într-un centru cultural și duhovnicesc, într-un centru de educație și simt acum că mă aflu, de fapt, într-o familie. Într-o familie mare care împreună a pus umărul de peste 10 ani într-o consolidare a acestui centru, într-adevăr, cultural și duhovnicesc și pe care eu îl simt în duhul brâncovenilor. Fiindcă dacă ne aflăm aici împreună, acum ne aflăm, în primul rând, datorită brâncovenilor, ceea ce înseamnă martiriu, în primul rând, înseamnă patriotism, dar înseamnă și bună chivernisire, înseamnă bun spirit gospodăresc, înseamnă diplomație, înseamnă spirit politic, înseamnă dragoste de artă și de cultură, înseamnă o educație profundă, în spiritul vremii și în dialog cu toate cele bune ale vremii tale, pe care ești învățat să le depășești cu puterea cuvântului, argumentului în cuvânt și, după, și nu a sabiei, pentru că știm că Brâncoveanu a fost unul din acei principi români făuritori de pace și așezător de domnie pașnică. Asta, sigur, că a tulburat și foarte mult și a creat aceste foarte mari invidii și eu simt că și acest așezământ brâncovenesc stă sub acest semn al culturii creștine care este foarte important de dezvoltat acum. Și de altfel mă bucur foarte mult că se creează în țara noastră mai multe fundații, asociații, grupări sub semnul brâncovenilor, dincolo de celebra mănăstire din Făgăraș, a Sfinților Brâncoveni. Am auzit și de alte centre în țară, poate nu de aceeași anvergură, de asociații pe lângă mănăstiri, care fac diferite acțiuni tot sub acest semn al brâncovenilor și uite, cu toate că sunt niște sfinți așa zis local, adică în sfinți naționali, anvergura lor crește de la an la an și desigur că sunt mulți oameni de cultură care și-au pus și-au adus contribuția într-un acest sens. Primul dintre cei de anvergură pe care îi cunosc eu, la care mă gândesc, este poetul Ioan Alexandru cu celebrele lui imne. Apoi este Elena Murariu în zona iconografiei cu multele ei lucrări și compoziții originale, deci creatoare de erminie originală, deci în duhul, bineînțeles, vechilor erminii, pe tema martiriului brâncovenilor. Pe lângă ei, desigur, și mulți alții s-au scris și scenarii radiofonice pe marginea textelor scrise, s-au făcut și alte lucruri, dar faptul că venim deja din toate zonele, dincolo de zona strict științifică a monografiilor științifice, faptul că brâncovenii sunt generatori de creație culturală originală, deci sunt inspiratori în zilele noastre, înseamnă mult, înseamnă vivacitatea lor, iar Ioan Alexandru de pildă scria imnele și poeziile dedicate brâncovenilor înainte de canonizarea familiei martire. Asta este foarte mult. Totodată, în seara aceasta vom lansa cele două albume dedicate Mariei Brâncoveanu, realizate și coordonate de Iuliana Matescu, care din păcate nu se află aici cu noi, dar a mai fost în alte ocazii și a animat acest centru, care și ele continuă această operă monografică dedicată Sfinților Brâncoveni. Acum, eu mi-am propus să vă vorbesc vouă nu foarte mult, deci nu o să vă țin o conferință din aceea de o oră și ceva, dar să vă vorbesc
despre eroism ca piatră de poticnire în arta și în societatea contemporană. Vedeți, tema eroismului nu mi-o aleg eu că îmi place sau că, mă rog, dar nu poți vorbi de sfinții brâncoveni fără să vorbești de eroism. Nu ne putem afla în seara asta fără să vorbim despre eroism. Și aș vrea ca abordarea să fie în primul rând sinceră. Vedeți, e greu să vorbești despre eroism, fiindcă nimeni dintre noi nu cred că se consideră eroi și poate că nu-și dorește să devină erou. Ne e frică că, uite, poate va fi prea greu, poate v-am picat. De obicei ne gândim la, nu, la o cursă de sărituri, unde ștacheta e mai sus decât îți poți tu permite, decât poți tu realiza saltul respectiv. Fiecare din noi se consideră mai degrabă un șoarece, o vrabie, o libelulă, o ființă mică și nu un ghepard, un leopard și nu mai departe, nu o ființă capabilă de performanțe foarte mari în direcția asta. Și atunci, cum cultivăm eroismul? În primul rând, prin cultivarea memoriei celor care au fost cu adevărat eroi și care au fost întemeietori de țară și de cultură. Vedem că nici o țară, nici o cultură terenă nu există fără un mit al eroului întemeietor. Și orice erou întemeietor este unul care a murit pentru cetatea respectivă. Noi avem mitul Mioriței, de care de peste 20 de ani ne batem joc, a devenit și un epitet de prost augur. Românul mioritic, care de obicei nu înseamnă nimic de bună calitate dacă e să citim presa de tipul Cațaventu și altele. Deci a devenit, din păcate, un termen de bășcălie. Dar acei intelectuali care își bat joc de el, de obicei nu mai reușesc să-l asume la înălțimea la care el se află și de unde ne domine, de undeva de foarte sus. Pentru că trebuie să fie cineva ca Lucian Blaga ca să-l poți înțelege și impropria. De altfel, toate popoarele vechi și popoarele cu istorie profundă, și mă refer în primul rând la cele creștine, au un astfel de mit întemeietor. Dacă mă gândesc la ruși, există un mit, bine, mit, de fapt este o poveste adevărată, sunt frații Boris și Gleb, doi cneji, frați de sânge, cărora le s-a impus să se omoare unul pe altul de către boieri, erau ruptele fratricide între boieri. Cei doi frați au preferat să moară decât să facă acest gest de omucidere și de fratricid. Și ei sunt, hai să zicem, sfinți întemeietori ai creștinismului rus. Vedeți că se pare că fiecare popor este ispitit exact pe aceeași coordonată a sfântului întemeietor. Și la noi este tot, și țăranul nostru mioritic, de fapt, același lucru refuză să-l facă, să-și ucidă confrații și preferă să moară decât să ucidă. Deci toți avem, toate popoarele au la bază un mitul unui erou întemeietor. Și dacă noi nu plecăm dintr-un loc, poate că ne ține exact acest mit al eroului. De curând am tradus un roman duhovnicesc, Selafiila, din limba rusă, se găsește la editura Sofia. Acolo era o călugăriță rusoaică care a stat în lagăre, în gulaguri, după care a ajuns să se păstrească în Caucaz, tot ferindu-se de puterea sovietică, care desigur că-i băga la pușcărie în perioada respectivă pe călugări. Acolo se păstrea într-un loc împreună cu încă vreo trei călugărițe. Într-o noapte, toate surorile ei, ea fusese plecată cu o ascultare până într-un oraș să cumpere niște medicamente pentru duhovnicul bolnav. Au venit niște tâlhari, le-au ucis în chinuri, le-au macelărit, le-au bagiocorit pe celelalte călugărițe, au murit ca niște martire. Călugărița noastră a rămas singură și în momentul acela, noaptea aceea, a simțit că ea nu mai poate pleca de acolo. A cerut binecuvântare să se păstrească de una singură. Dar nu era un gest de orgoliu, era un gest de dragoste față de cele care au murit acolo. Deci ea a simțit că pământul acela s-a sfințit prin sângele surorilor ei, surorilor ei de cruce. Și am înțeles atunci, uite, faptul că ea s-a apropiat de ceea ce înseamnă schimbă mare, adică a sfințit de unul singur, ceea ce este totuși poate fi o ispită și să țină de mândrie, sau mai ales pentru o femeie singură în munți, dar dragostea față de confrații care s-au jertfit te ține într-un loc
pe care, a cărui sfințenie să o păstrezi sau te ajută să, să le continui modelul, adică nu la aceeași dimensiune, dar măcar să păstrezi acea zestre, acelui sacrificiu. Avea și Nichita Stănescu o poezie pe tema asta, legată de dragostea noastră de emigrare și era ceva de tipul și Germania, Germania și Franța, și Franța și Polonia, Polonia și America, America. Și noi aici am stat și am plâns. Și poezia se repeta tot în felul acesta, deci și Australia, Australia și Anglia și Anglia și noi aici am stat și am plâns. Și era un fel de bocet prelung care ne arăta că lacrima este cea care consfințește un loc, îl sacralizează. Și asta, într-un loc unde s-a suferit, nu este un gest de prostie, de lașitate, ci este un gest de demnitate, măcar pentru a prezerva memoria înaintașilor tăi, chiar dacă nu ești la înălțimea lor, dar măcar să fim capabili să prețuim acel efort. Atunci ne merităm existența, ne merităm zilele, ne merităm viitorul. Dacă plecăm cu ideea ubi bene mia patria, unde bine acolo va fi pământul meu, sigur că nu mai merităm nimic și, mă rog, toată istoria se întoarce. Bun, deci asta ar fi în mare despre eroism ca piatră fundamentală pe care trebuie să ne așezăm. Acum că este o piatră foarte dificilă și alunecoasă de acord și ne arată cultura contemporană cât de incapabilă este să digere această piatră undulară, până la urmă, piatră undulară. Vedem că nu doar de după Revoluție, nu doar de 20 sau 30 de ani, ci de peste 50 de ani, bine, de peste 70 de ani, adică, hai, din la sfârșitul anilor 50, adică din epoca, mă rog, Beatles, hippie, noul roman francez, s-a creat și s-a impus modelul anti-eroului. Bine, a fost al doilea război mondial, a fost nevoie de eroism pentru ca unii să câștige, pentru a îndepărta niște lucruri foarte grave care, desigur, că au planat peste Europa. Dar, din păcate, din acel sacrificiu nu s-a învățat foarte mult și atunci eroismul a fost dat la o parte și treptat în 10 ani după război s-a impus această modă a anti-eroului. Deci nu ne mai interesează eroul, ne interesează personajul anodin, dar nu ăla de tip cehovian, care are un suflet care caută, un suflet plin de bunătate, care nu știe cum să se integreze pentru a-și păstra idealul sau a-și păstra ceva, și anti-eroul de plastic. Anti-eroul cu suflet de plastic, îl vedem acum, anti-eroul cu focala la nivelul asfaltului, care nici nu vrea să vadă dincolo de asfalt. Și îl vedem, din păcate, în multe producții de ale noastre și literare și cinematografice și multe dintre ele sunt foarte premiate în Europa occidentală, mai ales la festivaluri de primă mână. Și ne întrebăm de ce, pentru că filme sunt bine făcute, au o structură bună, au o poveste, spun sincer ceva despre nulitatea noastră interioară, care este aprobat de un juriu care își simte și el sincer aceeași nulitate interioară, lumea aplaudă, da, spune că suntem nimic, asta este, dar nu oferă soluții. Deci, bun, este bună artă, o sinceră, dar nu ne oferă soluții unde ajungem, adică o prizăm o dată de două ori, dar avem nevoie de soluții și citim ca să aflăm soluții, nu doar să ne identificăm nulitățile noastre sau nimicnicia noastră, dar avem nevoie de soluții dacă credem într-un ideal. La fel și cu cinematograful, avem nevoie de soluții prin film. Filmele sau operele de artă perene sunt și cele care oferă soluții, care cultivă un ideal de la, cum să zicem, Pietà lui Michelangelo, de la, Infernul lui Dante, de la marele opere clasice, toate au construit, au un ideal, s-au axat pe el. Deci, sigur că din când în când apar și perioade de,
decadență în cultură și în artă, în societate, sunt într-o perioadă de mare decadență și asta se simte. Dar pe mine mă interesează acele filme care depășesc, trec prin această decadență pe care și-o asumă, pentru că țin de societatea noastră postmodernă, dar trecând prin ea, caută totuși un sens și se străluminează către un sens. Despre astfel de filme am vrut să constituie și ciclul pe care îl vom vedea în această săptămână, pentru că nici nu putea fi vorba de alte filme. N-am vrut să sună bombastic acest titlu cu eroism creștin și patriotic și se pare că cei care sunt prezenți aici tocmai îi înțeleg esența autentică, deci nu cred că vorbim aceeași limbă. Lumea se teme și în special lumea intelectuală tare se teme de acest spirit bombastic și toți, bine, cei care au trăit, să zicem, în perioada mea sau care sunt mai mari decât mine, sigur că erau oarecum mușcați de, hai să zicem, spiritul Cântarea României sau deci spiritul patriotar impus de Ceaușescu în ultimul deceniu, în special Cenaclu Flacăra și alte curente care impuneau un patriotism, dar în mare măsură de fațadă, și un patriotism care de fapt gravita în jurul cultului personalității marelui dictator. Sigur că nu este vorba de un astfel de patriotism, nu este vorba de un astfel de eroism, dar, din păcate, în cultura română și în cinematograful românesc, în speță și în special, foarte greu găsești filme care să se apropie de aceste valori nobile și universale cu sinceritate, cu asumare, cu maturitate. Mă uitam acum 5-6-10 ani la... Era o suită de seriale sudcoreene pe teme istorice, de foarte bună calitate. Bine, erau făcute și destul de comercial, dar depășeau spiritul comercial, nu erau telenovele. Erau seriale care se focalizau pe felii istorice și de acum 2000 de ani, și de acum mai mult de 2000 de ani, și de acum 1500 de ani, și de acum 600 de ani. Și m-a frapat autenticitatea cu care actorii puteau să pună în scenă acele momente foarte atipice pentru societatea în care trăim. Deci erau anumite situații de viață pe care nu le mai întâlnim, anumite șabloane comportamentale și emoționale pe care nu le mai întâlnești astăzi. La noi s-ar fi jucat groaznic de fals. Știu asta și le văd în cinema, adică dacă deja faci un film de la 1920, când se consideră film de epocă, actorii cu greu îl mai joacă. De la 1800 și aoleu, adică își pun cel mult bărbile, perucile și gata, în rest replicile se citesc, uite cum aș zice eu, de pe foaie, și asta este tot în studiu, adică vezi că oamenii nu au trăire. Te uiți în ochii actorului de pe scenă și simți dacă el trăiește sau nu, dacă crede sau nu în rolul respectiv. La coreenii respectivi, sudcoreeni, vedeam că acest lucru există. De asemenea, exista filigranul scenariului, exista o literatură veche pe care te puteai baza pentru a citi nu doar cronica aia a boierului Neacșu, ci și lucruri de detaliu, lucruri de emoții, lucruri de, nu știu eu, evenimente, lucruri și de chivernisire a societății vremii în lucrurile lor cele mai concrete. La noi mai greu știm de lucrurile acestea, pentru că foarte puțin din literatura dinainte de 1848 este tradusă, din literatura cirilică este tradusă, ne spune Ion Aurel Pop, de pildă academicianul. Ca asta suferim noi, că uite, totuși, literatura noastră veche se consideră că începe oficial odată cu latinizarea scrierii. Așa a fost înainte, nu mai citim, nu mai știm să citim, dar este istoria noastră, nu mai știm să avem acces la ea, este important. Și aici un aport important își aduce și doamna Iuliana Mateescu, despre pe care o voi prezenta, tocmai pentru că prezintă texte sursă, prezintă sursă originală. Bun, și vorbeam de coreeni, vorbeam de ceea ce au ei, ceea ce nu avem noi. De obicei, în filmul istoric, patriot, nu mai vorbim, dar în filmul istoric, foarte rar găsești autenticitate, foarte rar găsești asumare. Asumare înseamnă, de pildă, asta în locația în care vrei să faci filmul. Uite, Nikita Mihalkov, când filmase
piesă neterminată pentru pianină mecanică. Am închiriat sau, mă rog, un conac, locația de filmare și a pus pe actor să petreacă o lună acolo, să trăiască acolo pur și simplu. Viața de zi cu zi, să se obișnuiască, să se simtă firesc în acele rochii, cu acele servicii de cafea, cu acel mod de a trăi, cu scările și așa mai departe. Să se simtă firesc în rolul ăla și nu să se bucure că și-au pus pe ele o crinolină deosebită, ceea ce se întâmplă, din păcate, în multe filme istorice ale noastre. Eu îl apreciez pe regizorul Nicolae Mărgineanu, ale cărui filme va fi o trilogie, le vom vedea cu ocazia acestor seri, că în filmele istorice pe care le face domnia sa, mai ales în filmele istorice târzii pe care a început să le facă după anii 90, autenticul este tot mai la el acasă. Și este unul din regizorii care au avut puterea să crească pe măsura carierei, ceea ce este rar și este greu. De obicei foarte mulți și, mă rog, oamenii care au trecut de jumătatea vârstei observă că există așa un maxim, să zicem, muncești, îți construiesc cariera, după care se întâmplă ceva, nu știu, și începe să scârție și cumva lucrurile coboară, adică, nu știu, e o ajungere la, se zice la noi în popor, a dat cu capul de pragul de sus. Maestrul Nicolae Mărgineanu își depășește depășește această ispită prin care trecați. Eu cred că este și rodul rugăciunii, pentru că este un om de adevărată rugăciune, nu este doar un bun artist și un foarte bun profesionist, dar și un om de rugăciune care reușește să își dreneze talanții foarte bine. Trebuie să vă prezint un pic și această trilogie, vom mai vorbi despre cele trei filme. De fapt, noi o să vedem acum filmul, documentarul Iulianei Mateescu, aici este CD-ul documentarului, deci este un albumaș mic care conține și CD-ul, poate fi achiziționat de acolo. Cartea se cheamă Maria, Doamna, Tată, un Groflachia și filmulețul la fel. Așa. Vom vorbi după care va fi o mică pauză și voi prezenta primul film al regizorului Nicolae Mărgineanu. Bun, revenind la subiectul cu patriotismul. Patriotism versus eroism versus cultură contemporană versus postmodernism. Vedem că, cu toate că trăim în postmodernism, nu avem cum să-l rejectăm cu totul, adică este un tip de societate mozaicată în care trăim, știu eu, răspoirea Facebook-ului ne atomizează timpul și reacțiile emoționale într-un anumit fel, chiar și capacitatea de a memora, de a reacționa într-un anumit fel și, mă rog, a altor, știu eu, aplicații din acestea de social media. Tot lucrurile în care trăim, tot amestecul acesta de lucruri, valori fundamentale cu valori dominate de tehnologie, este specific lumii postmoderne. Nu putem spune că putem ieși cu totul din ea, deci este ceva care trebuie să ne asumăm, dar să ni-l asumăm cu seriozitate, deci nu rejectându-l, ci păstrând valorile fundamentale, pentru că avem dreptul să o facem, avem libertatea să o facem. Înainte de 89 nu puteam, deci nu se putea vorbi despre creștinism, despre Dumnezeu, despre anumite perioade ale istoriei, nu se puteau da anumite citate la care ținem și care ne modelează existența și ființa națională, nu se puteau face polemici libere pe aceste teme, unii pot fi de acord, alții pot să nu fie de acord cu anumite personalități ale istoriei, putem vorbi liber despre lucrurile acestea? Bine, poate nu la orice for, dar în general putem vorbi liber, ceea ce înseamnă mult să ne exploatăm, să ne folosim de aceste drepturi, pentru că atâta vreme cât ne vom folosi de ele, Dumnezeu ne va da libertatea. Dacă vor fi indiferenți, Dumnezeu ne va lua libertatea. Orice libertate pierdută este pentru că nu am exercitat-o în duh și adevăr. Și atunci, uite, și legat de pandemie, la fel, adică să ne exercităm libertatea de a mărturisi, de a mărturisi pe Dumnezeu în duh și adevăr, de a mărturisi frumusețea și adevărul în Dumnezeu. Eu cred că despre tema generală pe care v-am anunțat-o inițial este suficient, v-am vorbit destul.
Acum o să procedăm la prezentarea cărților doamnei Iuliana Mateescu. Întâi să o prezint pe domnia sa. Dânsa a mai fost aici, poate că unii o știu, poate că alții nu. Este o doamnă cam de vârsta mea, îndrăgostită de cultura românească, de tradițiile românești, de România medievală, de tot ce înseamnă frumos. Dânsa este autoare de filme documentare pe teme istorice, în general filme de tip monografie. Au interesat-o diferite biserici vechi, biserici cu frumos pictate, cu frescă medievală, mai mult sau mai bine, mai puțin conservată, pe care dânsa a încercat să le conserve pe peliculă sau în albume de bună calitate artistică, pentru ca ele să nu dispară. Eu consider că este un efort imens, mai ales că acest efort vine nu nefiind susținut de vreo instituție de cultură, de patrimoniu, de vreun muzeu care să te finanțeze, să te împingă, să-ți impună niște proiecte fără de care nu-ți primești salariul, nu. Dânsa este o entuziastă, este un artist independent. Tot ce face domnia sa este pentru că vrea să păstreze această frumusețe în care crede foarte mult și vrea să o continue. Sunt inițiativele ei personale și apoi, într-o mică măsură, susținute de către o casă de cultură, de către o fundație, de către o arhiepiscopie, primesc binecuvântarea unei arhiepiscopii, de către ARCUB, de pildă acest volum este susținut de Asociația de promovare a culturii din București, ARCUB, dar munca din spatele lor este imensă. În primul rând, de a face fotografie de foarte bună calitate. O să observați că există multe albume de importante, scrise de critici de artă importanți, dar imaginea este slabă sau e alb negru sau este la o rezoluție mai slabă sau cernela de tipărire a fost proastă astfel încât pozele sunt virate într-o culoare sau alta, deci nu prea sunt autentice. Iuliana Mateescu ține foarte mult la calitatea imaginii, la punerea în pagină. Totul este de foarte bună calitate grafică. Tare bine ar fi fost, desigur, că aceste albume, un album maș sau un album mare, ca Maria, doamna toată, doamna voievodului Sfânt Constantin Brâncoveanu, sunt se află aici la vânzare, ca toate aceste albume să fie coordonate de către un institut de cercetări în patrimoniu, să aibă un colectiv științific la bază și nu doar un consultant științific, să fie curate de către muzeograf cu experiență în așa ceva și atunci ar fi avut altă anvergură și ar fi acoperit așteptările mult mai multor categorii de oameni. Aceste cărți nu sunt, sunt niște monografii, dar nu sunt operele unui cercetător în științele istoriei, nici ale unui muzeograf sau unui critic de artă. Sunt ale unei îndrăgostite de frumos și de tradiție românească, dar care are curiozitatea și dragostea de a se apropia de materialele sursă și anume de sursele iconografice. Veți vedea aici fresce unice. Niciodată nu am crezut. Bine, știam că arta brâncovenească este un moment de maxim al artei românești, nu doar medievale, ci din toate timpurile, dar nu credeam că portretistica este atât de dezvoltată în surprinderea nuanțelor caracterologice. O să vedeți aici portrete de domnițe ale familiei Brâncoveanu realizate într-un stil aproape impresionist. Deci am simțit aproape linia lui Monet, care are și poetica luminii, dar are și psihologie, deci are multe surprindere psihologică. Nu credeam că se putea lucra portretistică a la Monet, deci 1850, cu 100 de ani înainte. Deci într-o epocă când curentul respectiv, impresionismul francez, nici nu a apăruse.
ca să vedem tip de portretistică. Noi credeam că totul se lucra doar a la Engră, adică într-un academism de ăsta rece și caligrafiat. Ei nu, exista și multă portretistică foarte orientată pe subiect. Astfel de lucruri se observă doar dacă îți pui schela și focalizezi bine fresca aflată foarte sus în poziții incomode, să le poți fotografia cum trebuie. Fotografiile sunt realizate majoritatea de fica doamnei Iuliana Matescu, Cosmina Dab, împreună cu soțul ei, profesioniști absolvenți de imagine la un ATC. Dar iarăși a fotografia frescă de calitate care se află undeva într-o nișă la bisericii, prost luminată, unde, nu știu eu, poate sunt unge de păianjeni în jur, nu ai acces, nu e doar să ceri voie să fotografiezi, este să-ți construiești o instalație, să te urci pe schele. Asta înseamnă efort, înseamnă timp, înseamnă jertfă, înseamnă și bani, înseamnă după aia prelucrarea imaginii, dar în primul rând efortul fizic. Toate aceste eforturi se regăsesc în aceste cărți. Deci asta ca parte iconografică, sunt niște volume unice din acest punct de vedere. O altă pasiune a doamnei Iuliana Matescu, de care v-am vorbit, este aceea a curiozității și răbdării de a accede la textul sursă. Deci dumnea ei povestește, deci și împropește o povestire, o linie biografică, dar apelează foarte frecvent la citate din Nicolae Iorga, din istorici mari și cunoscuți acreditați. Citatele sunt foarte lungi, dar avem și citate din cronicile epocii. Avem acces aici la limba română veche pe care abia o înțelegem, dar avem bucuria și plăcerea, inclusiv estetică, de a o degusta, lucruri care se regăsesc rar într-un volum de popularizare. De aceea, aceste cărți nu le putem numi doar de popularizare, unde de obicei informația este digerată și repovestită foarte sintetic de către un specialist, nici nu le putem numi volume de tip științific, pentru că nu sunt realizate de către un specialist care să filtreze totul și să le creeze conform unui concept al său științific, ci le putem numi volumele unui îndrăgostit de cultura și tradiția românească, care își dorește să aducă confraților săi pagini de istorie vechi, pagini manuscrise vechi, risoave vechi, elemente de frescă vechi și, și de a ne apropia de toată această cultură inestimabilă a noastră. Filmul pe care îl vom vedea în seara asta, Maria Doamna Toată Umbrovlahia, este un documentar de mediu metraj, deci nu are structura unui lung metraj, este un film de 30 de minute, nu, un film de 45 de minute. Se axează pe drama Mariei Brâncoveanu în momentul pierderii fiilor, al soțului. O vom vedea protagonistă pe marea actriță Maria Ploaie, soția regizorului Nicolae Mărginanu, o actriță pe care, foarte îndrăgită, pe care o vedem adesea în roluri de tragediană și în acest film, al cărui format este o docudrama, deci un film documentar cu elemente artistice. O vom vedea pe Maria Ploaie interpretând rolul protagonist. Elemente care sunt inserate de momente de fragmente de frescă, fragmente istorice citate din iconografia specifică a bisericilor construite de Marele Voievod Constantin Brâncoveanu. Volumul Maria Doamna Voievodului Sfânt Constantin Brâncoveanu continuă tema Marii Domnițe, un personaj tragic al istoriei noastre, dar trăind în umbra sfințeniei și poate că care s-a împărtășit și ea în taină de aceeași sfințenie prin asumarea interioară a martiriului, nu, pe modelul marial, ca să zic așa, al Maicii Domnului, adică este crucea interioară, a suferit pentru familia ta martirizată fizic.
preia, deci dezvoltă această biografie a doamnei Maria Brâncoveanu, precum și a fiicelor ei, deci care au supraviețuit martirului, momentului martirului, și le preia biografiile, le povestește în detaliu, iarăși cu elemente de cronică autentică despre care nu credeam să existe. Eu nu sunt istoric, dar uite, doamna Iuliana Mateescu l-a descoperit. Aproape fiecare personaj are una sau tot doamna Iuliana Mateescu i-a descoperit fiecărui personaj portretele, tot investigând bisericile, în special din zona Olteniei de Nord, unde există foarte multe ctitorii brâncovenești. Toate aceste lucruri le descoperim în această carte, este primul volum. Această operă să sperăm că va putea să continua, să continue. Bine, eu consider că sunt niște eforturi aproape supraomenești și la un moment dat chiar și doamna Iuliana Mateescu, cu toate că este o persoană, hai să zicem, care se inspiră din vitejia, într-un fel, spirituală a doamnei Maria Brâncoveanu, cu toate acestea, se pare că aceste eforturi le resimte și Iuliana Mateescu și acum un pic a cedat din punctul de vedere al sănătății și al energiei pentru a putea ajunge aici, dar noi suntem alături de dânsa și dânsa este alături de noi în seara aceasta. Prezentarea mea se termină acum, o să vă invit să vizionăm filmul, deci la început vom viziona scurtmetrajul Maria toată, doamna toată Ungorovlachia, va fi după aceea o pauză de 10 minute de relaxare, după care vă voi prezenta filmul Poarta Albă al lui Nicolae Marginanu. Vă urez vizionare plăcută!